Salutare tuturor! Unii dintre voi m-ați întrebat cum se instalează indicatorii de buy și sell pentru platforma TradingView. În primul rând, platforma TradingView este, în opinia mea, cea mai bună platformă de charturi pentru care poți opta la ora actuală. Poți să-ți faci și cont gratuit acolo, dar dacă faci cont plătit, ai mai multe beneficii. Poți să pui mai mulți indicatori, poți să ai parte și de... Indicatorii ăștia de volum foarte util, foarte interesant din partea dreaptă de aici. Indicatorii de buy și sell merg chiar și cu un cont free, acela basic, da? În primul rând, dacă mi-ai lăsat username-ul tău ca să primești un trial în descrierea acestui clip sau dacă ai cumpărat acei indicatori pentru că sunt foarte ieftini și includ lifetime access, ești într-un chart, da? Și te duci la indicators, invite only scripts, o să vezi că mai am și eu niște scripturi aici de la Insider Finance, dar mm, nu mi se par atât de buni. Pe acești indicatori vezi că au deja foarte multe like-uri și o să vezi, principiul lor este, acum sunt pe daily, sunt pe time ul de o zi folosit de instituții. O să vezi că de principiu când ai linia asta verticală verde, de fiecare dată după ce cumperi, după această linie când primești semnalele de buy, mereu ai avut parte de un gain spectaculos. Și hai să vedem cât de spectaculos. Dacă ai fi plecat de aici și vindeai la următorul sel de stamare, aveai 17%. Dacă vindeai de aici până la următorul sel, 12%. De aici până la următorul 11% și de aici la următorul cel mare care pare aici, la ai 20%. Uite la aici. Ce alți indicatori mai folosesc cu asta? Mai folosesc divergence ca să văd când există o presiune de vânzare, să zicem, bear, dar prețul este în creștere și atunci e clar că sunt șanse ca instrumentul financiar să coboare. La fel și când avem bull, am avut aici, n-a fost suficient, ne-a trebuit linia asta verticală verde ca să fim mai siguri, da? și de asemenea alte patternuri pe chart. Poți să alegi și moving averages, să înțelegi mai bine trendul. Iar la moving averages să zicem că alegi doar 200 cu 50, intersecția lor fiind considerată o potențială mișcare pe charturi. 200 e cel mai important, este cel roșu. Asta cam ține trendul. Dacă vrei să aplici pentru Patreonul meu, ai acolo atât criptomonedele pentru 2023, cât și stocurile pentru 2023, dar și indicatorii de trading și o discuție privată pe zoom cu mine. Ai toate linkurile în descrierea acestui clip.